Cred că e foarte important ca cel care va fi șeful serviciilor să nu fi făcut politică. Să nu fi făcut politică. Să nu fi făcut politică și să fie un om competent. Și mi-aș dori să fie o decizie bună. V-am spus aveți și aveți un nume în cap? Nu o să-l spuneți, evident, acum, dar... Nu, am zis că o să-l spun după turul 2, dar îmi doresc să fie varianta cea mai bună pentru locul acela care e important.